Salutare, Alpha Gang, și bine v-am regăsit la un prim episod din poate o nouă serie de Kingdom New Lands. Este un joc mai... nu pot să zic că vechi. Dați-mi voie. Nu știu cât știți dintre voi jocul ăsta, câți nu-l știți. În primul și în primul rând, eu îl joc pentru că este un joc foarte liniștitor. Este un joc care mă liniștește, este un joc foarte interesant și este și interesant pentru a fi vizionat. Deci... este un joc special pentru mine, îmi place foarte mult, am jucat foarte mult timp și acum a apărut versiunea de New Lands pe care nu am apucat să joc încă și vreau să o joc alături de voi. Deci nu uitați să apăsați butonul de like pentru a apărea videoclipuri de Kingdom New Lands în continuare și să creăm și o serie în acest joc, pentru că putem face extrem de multe lucruri pe jocul ăsta și o să vă arăt de ce este un joc genial, după părerea mea. Deci, hai să-i dăm o șansă și să începem. Bun. Again, the king will try to last, nu știu ce. Noi suntem acest personaj care este un prinț, un rege, pot spune un prinț, nu știu. Hai să zicem că un prinț pe cal. Deci suntem un prinț pe cal în momentul ăsta și trebuie să dau muzică mai încet, pentru că s-ar putea să nu mă auziți extrem de tare. E pe la un 5 și muzica pe la un 2. Bun, vreau să mă asigur. Ok, vreau să mă asigur că o să mă auziți. Faza e că nu vreau să mă auziți voi. Ia stai-mă așa. Uite. Hai să dau ăsta mă un pic mai pe la vreo. Așa, tati. Ăla-i tati. Bun. Bun, hai să vedem. Deci acum ar trebui să se audă mai încet jocul. Da, ok, cred că se aude ok. Bun. Deci acesta, practic, această practic o să fie așezarea noastră. Acolo vedeți în dreapta sus un ban. Este un joc extrem de simplu pe care îl puteți înțelege foarte ușor. Deci eu practic cum cumpăr? Țin apăsat pe săgeata din jos. Uite, ați văzut, am cumpărat practic chestia asta cu 3 bani, da? Și am pornit o așezare. Avem aici, vedeți ăștia doi oameni, ăștia sunt doi săteni. Eu dacă arunc un ban pe jos, unul dintre ei o să vină și o să ia bănuțul. Ăla care are bănuțul în momentul de față este săteanul meu, știi? Uite, eu i-am recrutat pe ei practic. Iar acum trebuie să zicem că vreau pe unul dintre ei să-l fac arcaș. Plătesc pentru un arc. Vedeți, acolo am rămas cu câțiva bonus, nu mai am așa mulți. Unul dintre ei o să vină și o să ia arcul, ok? Acum, nu o să pot să... Ia dă-mă banul. Nu o să pot să stau doar cu un arcaș. Am nevoie și de cineva care să mă construiască toate lucrurile astea, pentru că eu nu o să le pot construi singur. Deci, am nevoie de un builder. Trebuie să-i construiesc un ciocan și am încă un sătean care n-a primit nicio funcție și vedeți, vine și ia un ciocan și el practic devine builderul meu, ceea ce este super, super tare și te rog eu frumos. Arcașii sunt foarte, foarte folositori pentru că ei îmi oferă bani. Ce o punem să fac? A, trebuie să construiesc zid. Deci îl punem pe omulețul nostru să ne construiască un zid, fiindcă toată faza interesantă a jocului, ce face jocul foarte, foarte interesant, este faptul că ești atacat noapte de noapte de, nu pot spune niște zombii, sunt niște monștri mai urâți așa. Și jocul poate să devină foarte creepy. Sunt nopți care sunt pur și simplu foarte creepy în jocul ăsta. Unde mă trimite fantoma? Recruit one more, ok, hai să te luăm și pe tine. Hai să te luăm și pe tine, că vă că sunteți doi. Am mai recrutat doi din ăștia. Și văd că mai am 4 bănuți în stăculeț acolo. Sper că vedeți și voi chestia asta. Hai să mai construim, să ne mai luăm, mai recrutăm, să îi dăm o funcție. Uite, ăsta mi-a mai făcut rost de 3 bani. Practic ce fac arcașii? Arcașii se duc, se plimbă și omoară iepuri, căprioare, etc. și ei îmi fac bani prin chestia asta. Oamenii mei pot muri. Deci ei nu, eu nu i-am pe viață, ei pot muri. O să vă și explic cum, dacă îmi dați o secundă să-mi se fușă nasul, că nu mai rezolv, băgam ia și piciorul. Stai acolo. Ok, altă viață. Bun, ce mă pune să fac acum? Încoace? Nu. Mai facem încă un arcaș sau care-i faza? Build, defend, expand. Ah, ok, bună idee să construiesc și ultimul zid. Ok, și acum fantoma nu o să mai îmi dea sfaturi momentan. Deci, este foarte, foarte interesant jocul și foarte liniștitor. V-am spus. Noi o să fim atacați prin două părți. Bun, văd că ăștia îmi fac bani. Trebuie să fiu foarte chipzuit cu banii, pentru că poți pierde banii foarte ușor. Dacă tu ai pierdut bani și nu mai ai cum să te mai extinzi și nu mai ai cum să mai faci nimic, pierzi jocul. Nu o să găsești arcași care să omoare iepuri la nesfârșit și nu o să găsești bani la nesfârșit. Tipul ăsta este mereu, nu știu, mi s-a apropiat un ex-croc. Nu știu exact ce face, dar nu o să-i dau lui banii mei.
Deci, acum este seara și o să vedeți ceea ce se întâmplă seara. Aici avem un răcaș și pe partea cealaltă avem doi. Cred că vom fi atacați prin dreapta. Nu știu exact. Se poate să fie atacați prin ambele părți, cred. O să vă arăt. Putem construi extrem de multe lucruri. Ia prin stânga. Sau se poate nici măcar să nu fim atacați în prima noapte. Vă dați seama, e prima noapte. Și de ce stă builderul meu afară din... Vrea să fie omorât? Are el vreun ăsta, vreun fetiș? Te rog, eu intră și nu muri. Să nu mai zic că și eu pot fi atacat, iar eu dacă am murit, clar am pierdut jocul. O să merg ușor. E riscant să te duci noapte. Dar vreau să explorez. Simt că nu o să fiu atacat noaptea asta. Ok, și aici avem o barcă pe care o putem construi și putem explora locuri noi. De aia se cheamă Kingdom New Lands. Pentru că putem explora locuri noi, ceea ce este super, super tare. Bun, deci s-a făcut... Ați văzut acolo autosave-ul, ia, amândoi recrutăm, am mai recrutat doi oameni, pot să mă plimb prin pădure și să găsesc oameni noi pe care să recrutez și tot felul de chestii. Și asta căutam un chest. Din câte știu sunt două chesturi pe hartă, eu în momentul de față am făcut rost de unul, foarte, foarte tare. Chestul îmi dă bani și mă ajută, trebuie să mă duc să caut chesturile astea. Și faza e că harta nu este extrem de lungă, adică eu pot să mă duc într-un anumit punct și o să vă arăt exact ce este în acele puncte cardinale. Practic sunt niște puncte cardinale, o să vă arăt chestia asta altă dată. Și faza e că pot să-mi și upgradez calul, pot să fac extrem de multe lucruri. Deci jocul are posibilități nelimitate și o să vă arăt exact care este faza cu el și care sunt aceste posibilități nelimitate. Uite, aici avem un om nerecrutat, da? Uite, ia un bănuț, boss, și vine și tu. Ăsta mi-a mai făcut rost de 2 bani, ceea ce este super, super tare. O să am nevoie și de fermieri. Fermieri ar trebui să-mi producă. Dar nu cred că pot să fac rost de fermieri foarte ușor. Stați o secundă, că iau eu. Iau eu bănuțul, boss, mersi frumos. I appreciate that. Din câte știu de să-mi upgradez chestia asta. Iar tipul ăsta mi-a adus bani. Hello, brother. Brother, thank you. Ia iau un bănuț și... Fă ceva. Îți dau un ban ca să plece sau care-i fel? Nu știu, i-am dat bănuțul, cred că o să-i dau mereu, n-am habar. Și acum, dați-mi voie să vă arăt încă o chestie. O să construim un ăsta. Mai ne trebuie un builder, să avem doi builderi deocamdată. Mai facem, uite aici așa. Și uite aici așa. Și uite aici așa. Mai am oameni care mai trebuie să vină, dar nu știu pe unde sunt. Uite, 1, 2 și mai trebuie să mai fie un... Nu, din câte știu, nu, momentan nu. Ok, tipul ăsta cred că îi dau bani și vine și mi-aduce bani la o anumită perioadă de timp. Nu știu care e faza, dar cred că o să încep să-l plătesc. Când mă jucam cu vorbim mai de mult, ziceam că e un escroc și ne fură banii. Asta anul trecut. Deci, hai să construim chestiile astea. O să construim câte un turn de arcaș. Chestia asta este genială și o să ne ajute extrem de mult turnurile de arcaș. Deci o să construim turnuri de arcaș. Un turn acolo și un turn aici. Văd că nu mai pot să mă... Ba da, pot să mă upgradez dacă vreau. Hai să facem chestia asta, cred că avem banii necesari. Da, bun, deci ne-am făcut încă un upgrade. Și acum, da. Deci de acum, practic, o să putem cumpăra fermieri să... Nu vreau să arunc bănuț. Mă arunca din greșeală un bănuț pe jos și nu vreau să fac chestia asta. Vezi cum arată? Avem un turn de arcaș extraordinar. Putem să upgradăm turnul, putem să upgradăm și zidurile, dacă vrem, ceea ce este absolut necesar. Dă o părerea mea. Spuneam că ai găsit și tu ceva, nu? Poate voi doi? Uite, tu ai găsit un bănuț. I really appreciate it, man. Bun, hai să upgradăm și acest zid. Deci o să avem două ziduri upgradate în momentul ăsta. Fiindcă avem doi builder, dacă nu mă înșel. Al doilea unde? Hei, n-am doi builder? Uite, văd că se întoarce ăsta, dar al doilea builder? Ok, al doilea builder văd că nu e. Iar noi n-avem zid în momentul ăsta. Al doilea builder... Îmi pierzi viața. Uite un ciocan, nu mai am recruți, mă. That was the problem. Am greșit aici, te rog eu, grăbește-te. Dacă e ceva, apăr eu, nu știu, mă pun în față. Măcar pentru o bucată. Deci practic viața mea constă în câți bănuți din noi am. Dacă am bănuți, la modul, nu știu. Ok, aici o construiește super repede. Ceea ce e foarte bine. Te rog eu, termină zidul ăla. Viața mea constă în câți bănuți am. Dacă pierd toți bănuții și mă mai lovesc o dată monștri, eu o să mor. Iar eu am doar un bănuț, ceea ce înseamnă o viață, practic. Bun. Nu te duci eu.
Treci înapoi că e noapte. Oh, s-a făcut zi, gata. Easy, boy. Ok, văd că tipul ăsta mereu mi oferă bani, ceea ce este super, super tare. O să-i dau iar bănuțul. A, deci el vine și mă plătește. El se duce și îmi găsește bani, super, super tare. Acum trebuie să mergem să mai recrutăm oameni. Hai să mergem în partea stângă, pentru că n-am fost până acum în partea stângă. Și să vedem ce putem găsi și explora prin partea asta a hărții. Se pare că... pe aici... avem... mă, momentan nimic. Tot ce pot să observ este... că virgulă cal m-a obosit. Ceea ce nu este deloc ok. Nu e bine să aveți un cal obosit, vă spun, doamnelor și domnilor. Eu vreau să caut oameni din aia să-i recrutez. Mai am nevoie de vreo 2, cam așa. Dacă recrutez încă 2 sunt foarte șmecher. Ok. Îmi place ceea ce am găsit. Am găsit un chest. Ia dă banii la băiatul. Am pus culița plină, vedeți și voi. Foarte, foarte bine. Oameni pe aici sau doar în partea dreaptă pot să găsesc oameni pe care să-i recrutez? Fiindcă pare că m-am îndepărtat cam mult și chestia asta nu știu ce face, dar... hai să o upgradăm. Și am luat o chestie, nu știu ce e că nu-mi scrie. O, doamne, am mai găsit un chest. O, doamne, întoarce-te acasă, pentru că dacă îl iau mi se nu am prea mulți bani și să n-am ce să fac cu ei. Mai bine mă întorc. Îl luăm în altă zi, deci știm că mai avem un chest acolo. Interesant. Lumea asta pe care am primit-o acum, practic... lumea pe care tocmai am primit-o are multe chesturi și este foarte, foarte bine. Hai să mergem. O să încerc să nu fac episoadele extrem de lungi de Kingdom New Lands. Poate le vom extinde la un moment dat. Nu știu, vedem. Bun. Îți fac și un screenshot. F12, nu? Ok. Am făcut și un screenshot. Pentru... thumbnail. Bun, o să vedem ce găsim. Ia să vedem, deci n-am putut să recrutez încă pe nimeni. Am făcut o lată din punctul ăsta de vedere. Uite aici o să trească să fac niște chestii, niște treburi. Văd că mai am un om pe care pot să-l recrutez. Ia-te tu și ia bani. Ia vino și tu și ia bani. Bă, tu, tu boss, hai, fugi. Grăbește-te că se face noapte și nu vreau să te pierd. Și acum am nevoie de încă un builder obligatoriu și după un marksman. Deci practic o să fac un builder. După o să mai recrutăm și o să facem și fermieri. Dar de un builder mai am nevoie de Soto. Deci Soto mai am nevoie de un builder. Pentru că clar, clar noaptea asta o să fiu atacat. Deci n-are cum. Noaptea asta dacă nu s-a atacat e imposibil. Pentru că deja noaptea a treia. Nopțile devin din ce în ce mai dure cu mine. Nu o să mă lase să fac ceea ce vreau eu practic. Deci eu nu fac ce vreau eu nopțile, înțelegeți? Că tipul ăsta o ajuns. Dar nu-mi dă bani acum, am dat dimineața. Ok, bun. A venit primul, a ajuns și al doilea. Super, super tare. Bun, hai să te... unde e ăla altul? Builder... ah, ok, avem doi. Bun. Transformă-te în marksman. Bă! Meleancă! Ce faci? Ah, tu te faci... ah, avem trei builderi. Uite, uite! Vezi monștrii? Aceștia, e bine, sunt monștrii despre care vorbeam. Cred că o să fim atacat și pe partea asta, cu siguranță. Ah, nu! După ce luna deja coboară, mai ales pe la început, nu prea mai avem șanse să fim atacați, ceea ce este destul de easy, man. Acum ce vreau să fac este să mă extind până pe aici ca să pot să-mi fac fermele. Fermerii îmi pot oferi destul de mulți bani, nu știu exact care e faza cu ei, nu știu. Înainte erau buguiți și nu ofereau mereu bani. Acum nu știu, vedem. Deci mai stăm încă o noapte și după încheiem și noi episodul. Deci o să facem treaba asta, uite aici, foarte important. Și mai trebuie să mai recrutez 2 oameni. Hai mă, mergi. 2 oameni mai trebuie recrutați. Aici fac că nu-i nimeni, ceea ce e foarte nașpa, adică și de aici trebuie să pot recruta. Ok, mergem un pic, nu-i problemă. Măcar să găsim noi oameni. De 1, 2, perfect. Bun, hai să vă iau pe voi. Și tu, și tu. Haideți, haideți cu mine. Bun. Trebuie să mă duc să-i dau banii, să-i dau bănuțul și lui ăla ca să se întoarcă cu mai mulți bani de dimineață și practic să facem o afacere cu el frumoasă și să începem și faza cu fermierii, fiindcă vreau neapărat să o fac. Ah, uite încă om de recrutat, iar și pe el. Bine, și tu, boss. Unde-i, mă, nebunia? Uite-l, mă așteaptă aici frumos. Ia dă banii. Te pup.
Bun, ia bănuțul și du-te. Du-te și fă-ți treaba. Hai să vedem. Am văzut că mi-a vibrat telefonul și nu știu de ce. Bun. Vreau să upgradez zidul în primul rând. Facem și aici de-asta. Și ce mă interesează foarte, foarte tare este să avem un fermier. Deci o să ne luăm un fermier. Și după, dacă nu mă înșel, pot să fac și o fermă. Nu mai știu exact unde. Știu că pot aici la apă. Și de la alte locuri nu mai știu exact, știi? Hai să vedem cât de mult mai au ăștia până vin. Sper că sunt aproape. Deci aici sunt ăștia doi. Și mai lasem eu pe unul care cred că a ajuns deja. Deci ăștia doi mai sunt. Foarte bombă. Momentan o să las un singur fermier. N-am nevoie de mai mulți. Uite, avem fermierul. Hai să mai facem unul. Să avem doi fermieri. Dar nu mai am bani, nu-i problemă. Ne descurcăm. Un arcaș ceva să mai are bani. N-ai făcut rost de nimica. Poate tu. Nici tu? Uite, asta e problema cu arcașii. La un moment dat deja nu mai produc. Nu mai au ce să omoare, nu știu. Nu mai au efectiv ce să omoare. Nu mai știu exact care-i faza. Pot să-i trimit o dată la raid. Dar nu știu cum se face. Știu că să-mi upgradez mult satul. Bun, meleancă. Ia să vedem. Deci, avem noi doi fermieri frumoși aici care își fac treaba cum trebuie. Și uite aici parcă fac ferma, nu? Nu? Nu aici. Nu mai știu cum fac cu fermierii, unde îi pun la muncă, asta e faza, dar vedem noi. Bun, o să stăm și noaptea asta. Sau nu? Încheiem episodul aici, momentan. Deci, încheiem episodul aici și revenim mâine, sau poate peste câteva zile, nu știu când o să mai filmez el. Cu un nou episod din Kingdom New Lands, cu noaptea aceasta și urmarea. Deci, eu am fost Alex, fraților, sper că v-a plăcut episodul, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa, oameni buni!